Vineri, de la ora 9, toți absolvenții care își caută un loc de muncă sunt chemați la prima bursă organizată pentru ei, la sediile agențiilor locale. La Petroșani sunt așteptați peste 200 de șomeri, dar oferta nu este, însă, foarte bogată. Așteptăm ca cei agenți economici care ne-au promis că vor participa la bursă să ne onoreze cu prezența, iar cei peste 200 de absolvenți care sunt luați în evidențele noastre pentru un loc de muncă, ne așteptăm să participe la bursă. Locurile de muncă, din păcate, sunt cam aceleași în funcție de posibilitățile zonei. Deci vor fi din nou prezenți firmele de asigurări. Avem destul de multe locuri de muncă în servicii. Deci pentru barmani, vânzători, bucătari, avem câteva locuri de muncă în construcții. Deci nu o paletă foarte largă, dar totuși avem 64 de locuri cu care ne vom prezenta la bursa de vineri. Dintre cei peste 11.000 de locuitori ai județului Hunedoara care beneficiază de o indemnizație de șomaj, aproximativ 980 de persoane au terminat învățământul superior. Din păcate, de la începutul acestui an, lor li s-au oferit cam aceleași locuri de muncă și prea puține sunt pentru cei cu studii superioare. Lor li se adaugă acum și absolvenții de clasa a 12-a cu sau fără bacalaureat, iar de luna viitoare și 900 dintre foștii angajați ai companiei Huilei.